descinderi masive în Argeș în această dimineață într-un dosar de proxenetism și spălare de bani. 42 de percheziții au avut loc în județele Argeș, Ilfov, Vâlcea, dar și în municipiul București, la persoane bănuite de săvârșirea de infracțiuni de proxenetism și spălare de bani. Conform anchetatorilor, victimele, toate adulte, nu erau obligate sau bătute pentru a întreține raporturi sexuale cu clienții de la care obțineau bani și alte foloase. Erau convinse de către proxeneți, iar banii obținuți erau investiți în terenuri și locuințe pentru a intra în legalitate. Anchetatorii au stabilit că din 2014 și până în prezent, cei în cauză ar fi determinat 21 de femei cu vârste cuprinse între 19 și 41 de ani să practice prostituția cu scopul de a dobândi foloase patrimoniale. Rețeaua funcționa doar pe teritoriul României. 23 de percheziții au avut loc doar în Pitești. În Argeș au mai fost descinderi în Bascov, Mioveni și Ștefănești. Acțiunea a fost desfășurată de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Argeș, sub coordonarea parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, împreună cu polițiști din cadrul Direcției Generale a Poliției Capitalei, ai Inspectoratelor de Poliție Județene Ilfov și Vâlcea, cu sprijinul luptătorilor Serviciilor pentru Acțiuni Speciale Argeș, Vâlcea, Dâmbovița și București.